Ați cumpărat recent din Carrefour salate de icre și humus? Scăpați de ele urgent! Alimentele ar putea fi contaminate cu listeria, o bacterie deosebit de periculoasă. În urma unor controle interne periodice, am depistat că produsele salată de icre de crap și ceapă 140 de grame, brand Carrefour, și salată humus 250 de grame, brand Carrefour, conțin listeria monocytogenes și am procedat imediat la retragerea acestora de la comercializare. Au anunțat reprezentanții lanțului de magazine. Dacă ați consumat deja produsele și vă doare capul sau a crescut temperatura, nu luați medicamente după ureche. Persoanele care au consumat produsele sunt rugate să consulte medicul și să raporteze acest consum. Femeile gravide, persoanele imunosupresoare, precum și cele în vârstă, trebuie să acorde o atenție deosebită acestor simptome. Aceste simptome pot sugera listerioză, boală potențial gravă, cu un timp de incubație de până la 8 săptămâni. A recomandat Autoritatea Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Dacă alegeți să returnați produsele supermarketului, trebuie să știți că banii vă vor fi returnați, fără să fie nevoie să prezentați bonul fiscal.